difer total. E clar preocupată de, de modă, e preocupată de stil, să-și construiască un personaj, dar e într-o căutare continuă. Cămașă și pe deasupra are ceva, o vestă tricotată. Vesta aia e cam taie din eleganță, dar dacă e faptul că este o ședință de fiecare zi, ar putea să fie o ținută care funcționează, dar nu mai funcționează când sunt întâlniri. Doamna Turcanu are un stil și e preocupată de felul în care se îmbracă. Se vede clar că este amprenta personală și nu este amprenta din exterior. Fie s-a interesat, fie a citit, cunoaște stilul vestimentar. Da, ținuta asta poate să funcționeze, nu este cea mai bună varianta ei, are ținute și mai bune, dar asta e stricată de vesta aceasta tricotată, probabil era răcoare, nu știu. Asta este o ținută care ar fi putut să funcționeze. Văd o jachetă maro cu niște pantaloni negri. Maroul închis nu se simte foarte bine pe lângă negru, așa cum nici bleu-marin nu se simte bine pe lângă negru. Dacă era contrastul un pic mai mare, ar fi arătat ceva mai bine. Ca linie, ținuta este corectă, ea arată suplă, corpul este bine pus în valoare, e acoperit atât cât trebuie, deci ca linie, da. Aici este la Cotroceni, aici, aici este la Cotroceni. Ce am observat aici sunt niște pantaloni foarte mari. În partea de sus ținuta este foarte riguroasă pe corp, în partea de jos pantalonii se adună nefiresc pe pantofi. Deci ar fi avut nevoie de niște pantaloni ceva mai scurți și poate ceva un pic mai adunați pe picior. Mă mai deranjează faptul că dunga nu e centrată pe picior. Deci asta e clar pentru că sunt pantalonii prea lungi. Și perlele de la gât? Perlele vin cumva să-i accentueze ovalul feței, pentru că ele ajută să marcăm zona respectivă. Dacă am scoate perlele, ținuta ar fi extrem de austeră, chiar dacă are detaliul acela pe piept. Deci, cu siguranță avea nevoie ori de niște cercei care să o marcheze, dar are deja niște cercei micuți. În contextul acesta de la Cotroceni, nu putea să-și pune niște cercei foarte mari la cainele acestea de stof. Și atunci a ales un colier. Aici. O ținută mai colorată. Este o ținută colorată, care respectă codul vestimentar, mai puțin faptul că are călcâiele la vedere, deci atunci când respecti codul vestimentar nu ți arăți călcâiele, coatele sunt acoperite, asta e un aspect important. Iarăși pantalonii sunt prea lungi, atârnă nefiresc pantalonii pe pantofi. Per total se vede că și-a dat silința, și-a armonizat cromatic rujul cu culoarea hainelor. Ar fi putut să fie o ținută bună dacă călcheile erau acoperite și dacă pantofii n-ar fi fost atât de dacă pantalonii n-ar fi fost atât de lungi. Aici este o ținută corectă, chiar dacă poartă ghete, dar este o ținută din zona business casual, deci clar este într-o situație de fiecare zi, când nu are întâlniri importante, este la birou și o ținută care poate să funcționeze. Aceeași poveste, deci spuneam, doamna Turcanu este preocupată de imaginea ei, își achiziționează piese pe care nu le întâlnim peste tot, deci clar, acestea sunt piese de creator, da? Vedem o fustă cu un detaliu, funcționează ținuta, chiar dacă iese din tipar, dar funcționează doar în context de fiecare zi, dacă este în zona business casual funcționează. În schimb, dacă se duce în zona business, e prea mult detaliul acela de pe fustă. Da, aici este o ținută ladylike. E o ținută corectă, dar m-am uitat un pic dacă și-ar fi scos această curea din talie. Ținuta ar fi fost întreagă. Silueta ei ar fi fost mai bine pusă în valoare, dar
nu am fi remarcat-o la fel de mult. Adică acel detaliu din talie îi pune partea de sus, îi pune părul în valoare foarte mult. E o ținută care funcționează.